Fac parte din societatea românească, însă au nevoie de mai mult ajutor decât alți semeni de ai lor, pentru că suferă de o patimă care le distruge organismul, dar își pune amprenta și pe întreaga lor ființă. Sunt persoanele dependente de alcool care frecventează grupul de alcoolici anonimi, ce funcționează în sălași de mai bine de 3 ani. E vorba despre dependenții de alcool, pentru care fiecare zi trăită departe de băutură reprezintă un adevărat coșmar. Pentru cei care și-au dat seama că alcoolul a ajuns să fie stăpânul suprem al vieții lor și vor să schimbe ceva în existența lor, a fost înființată Asociația Alcoolicilor Anonimi. Ei au întâlniri de la 16:30 la sediul protopopiatului ortodox din Zalău. Aici există un grup suport care le dă posibilitatea alcoolicilor să aibă discuții de grup. Primul grup al alcoolicilor anonimi din Sălaj s-a constituit la Zalău în urmă cu mai bine de 3 ani. Cei care oferă consiliere grupului de alcoolici anonimi sunt voluntari din cadrul Centrului Sfântului Nicolae al Asociației Filantropia Porolisum. E important ca într-un proces de vindecare, la început să conștientizezi că ai o problemă, că ești bolnav. Și în această idee, cumva la început, atunci când se face partea aceasta de consiliere individuală, e destul de greu pentru un alcoolic bunăoară să recunoască că are această problemă. Și o să ne învârtim în jurul cozii. E de vină soția, e de vină familia, e de vină societatea, e de vină patronul de la firmă, e de vină. Însă atunci când încercăm să facem o analiză a fiecărei părți pe care el o numește a fi vinovată de marea lui problemă, conștientizează de fapt că toate au legătură cu alcoolul. Și atunci când conștientizează problema aceasta, știe cu cine se luptă. Povestea fiecăruia e una dureroasă, dar au un numitor comun, patima alcoolului, care a lăsat răni adânci în sufletele lor, în viața lor și a familiilor. Consilierii centrului întâlnesc în activitatea lor de consiliere adevărate drame umane, cărora le oferă soluții în procesul lor de vindecare. Nu e o consiliere ușoară, pentru că te întâlnești drame. Întâlnești drame umane. Sunt persoane care sunt cu un pas aproape de a-și pierde familie, de a-și pierde locurile de muncă, de a-și pierde copiii. Ori consilierea nu e un medicament miraculos care mâine dimineață să aducă vindecarea. Ține foarte mult de o multitudine de factori. Pe de o parte ai celui consiliat, dar pe de altă parte și a societății în care el se încadrează și care poate să-i fie suport sau din contră, să-l ajute să alunece mai rău în dependența pe care o are. Cei care doresc să apeleze la serviciile acestui centru pot să apeleze la consiliere, luând legătura cu reprezentanții centrului, care oferă pe lângă infrastructura grupului suport și consiliere individuală.